La marginea unui oraș vechi de 1000 de ani, trăia un filozof care, prin învățăturile sale, spunea că lumea este simplă, iar fericirea este la îndemâna oricui, în orice moment. Un tânăr nemulțumit de viață a mers în vizită la filozof pentru a afla adevărul. Acest tânăr credea că lumea este un ghem de contradicții haotice, și, în ochii săi nerăbdători, orice idee despre fericire era completă. Absurdă. Capitolul 1. Cartea începe cu o întrebare care ne avertizează despre natura discuțiilor pe care urmează să le dezbatem. Este lumea simplă sau complicată? Și vin și eu cu o întrebare. Această întrebare este simplă sau complicată. Haideți să aflăm împreună. Povestea noastră începe cu un tânăr care stă de vorbă cu un filozof. Acest tânăr este de părere că lumea copilului care s-a născut de curând. Este aproape sigur una simplă, dar, odată cu vârsta, lumea își dezvăluie treptat complexitatea. Idealurile romantice ale copilăriei dispar destul de curând. Odată cu vârsta și experiența, într-o clipă, realismul brutal se instalează în viața noastră, complicând lucrurile. Pe măsură ce oamenii se maturizează, sunt afectați de relații interpersonale complicate, se împiedică de tot felul de responsabilități. În ciuda acestei percepții, filozoful susține, și o face cu multă convingere, că lumea este de fapt extrem de simplă. Acest filozof susține că oricine poate atinge fericirea în orice moment. Tânărul, care nu poate accepta o astfel de perspectivă, îl vizitează pe acest filozof ca să îl antreneze într-o dezbatere, având dorința clară de a spulbera fanteziile utopice ale filozofului. Acest tânăr prezintă câteva exemple de tipuri de suferință din lumea reală. Cu toate acestea, filozoful este de neclintit. Răspunsul lui rămâne același. Este convins că lumea nu este deloc complicată. Citez. Filozoful. Niciunul dintre noi nu trăiește într-o lume obiectivă, ci într-o lume subiectivă, căreia noi înșine i-am dat sens. Lumea pe care o vezi este diferită de cea pe care o văd eu, și este imposibil să împărtășești lumea ta cu altcineva. Tânărul, cum se poate așa ceva? Noi doi trăim în aceeași țară, în același timp și vedem aceleași lucruri, nu? Filozoful, par destul de tânăr, dar ai băut vreodată apă proaspăt scoasă din fântână? Tânărul, apă din fântână? Da, s-a întâmplat acum mult timp în urmă, dar aveam o fântână la bunica, la țară. Mi-amintesc că îmi plăcea apa proaspătă și rece scoasă din fântână într-o zi fierbinte de vară. Filozoful. Poate știe asta deja, dar în fântână apa se menține tot anul cam la aceeași temperatură, în jur de 18 grade. Aceasta este o cifră obiectivă. Rămâne aceeași pentru toți cei care o măsoară. Însă când o bei iarna, apa pare caldă chiar dacă e aceeași apă, la aceleași 18 grade, conform termometrului, felul în care se simte depinde de sezon, dacă e vară sau iarnă, tânărul. Așadar, este o iluzie datorată schimbării climatice. Filozoful, nu, nu este o iluzie. Înțelegi pentru dumneata în acel moment cât de rece sau caldă e apa din fântână? Este un fapt indubitabil, nu? Asta înseamnă să trăiești într-o lume subiectivă. În prezent, lumea ți se pare complicată și misterioasă, dar dacă te schimbi, lumea îți va părea mai simplă. Problema nu este de fapt cum e lumea, ci cum ești dumneata. Tânărul, cum sunt eu? filozoful. Da, este ca și cum ai vedea lumea prin ochelari fumurii, astfel că firesc totul pare întunecat. Dar, dacă așa stau lucrurile, în loc să deplângi întunecimea lumii, poți pur și simplu să scoți ochelarii. Până, poate atunci lumea îți va părea teribil de strălucitoare și fără să vrei, vei închide ochii. Poate vei dori să ți îi pui la loc, dar întrebarea e, ești în stare să-i scoți mai întâi? Poți privi drept spre lume? Ai curajul necesar? Tânărul, curaj? Filozoful, da, da, ține de curaj. Tânărul, ok, bine, aș putea avea mii de obiecții, dar am sentimentul că ar fi mai bine să le prezint mai târziu. Aș dori să-mi confirmați un lucru pe care l-ați spus. Oamenii se pot schimba, corect? Filozoful, sigur că oamenii se pot schimba și pot găsi și fericirea. Tânărul, toți, fără excepție. Filozoful, fără nicio excepție. Tânărul, <laughs> Ce vorbe mari, devine interesant. Sunt gata să vă contrazic, filozoful. Nu am de gând să o iau la fugă, și nici nu voi ascunde nimic. Hai să dezbatem totul în tihnă. Înțelegem că filozoful crede că nu trăim într-o lume obiectivă, ci mai degrabă într-o lume subiectivă, construită pe experiența individuală. Prin urmare, toată lumea percepe lumea diferit față de o altă persoană. O astfel de perspectivă subiectivă poate fi înțeleasă luând în considerare diferitele sentimente pe care le vor avea oamenii în diferite anotimpuri când ating apa luată dintr-o fântână, după cum am văzut deja. O astfel de realitate de netăgăduit este cea la care se referă filozoful când spune că lumea fiecăruia este subiectivă. Nimeni nu poate scăpa de realitatea propriilor percepții și de subiectivitatea experiențelor trăite. Filozoful sublinează că credința tânărului că lumea este complexă, haotică și de neînțeles nu are nimic de a face cu lumea în sine. Este ceva din interior și are legătură cu viziunea asupra lumii a tânărului. Urmând gândirea filozofului, nu numai că lumea va deveni simplă, dar oricine, fără excepție, se poate bucura de acea simplitate și prin ea poate obține fericirea în orice moment. Toate acestea sunt realitate sau ficțiune. Până la urmă filozoful îl convinge pe tânăr sau tânărul reușește să infirme argumentele filozofului. Conversațiile celor doi se întind pe o perioadă de cinci nopți. În fiecare noapte se dezbate o altă problemă. Să începem cu capitolul 2, prima noapte. Tânărul a intrat în birou și s-a trântit pe un scaun. De ce era așa de hotărât să respingă teoriile filozofului? Motivele sale erau extrem de clare. Îi lipsea încrederea în sine, și încă din copilărie, la asta se adăugase sentimentul profund de inferioritate legat de nivelul cunoștințelor sale, dar și de aspectul fizic. Drept urmare, poate avea tendința de a fi prea nesigur atunci când ceilalți îl privesc, și în special părea incapabil să aprecieze cu adevărat fericirea altor oameni, plângându-și tot timpul de milă. Pentru el, ceea ce susține filozoful părea doar rodul fanteziei. Înainte de a începe să ascultăm aceste dialoguri nocturne, să ne acordăm mai întâi un moment pentru a înțelege mai bine pe acești doi protagoniști, începând cu filozoful. La frageda vârstă de 10 ani, acest filozof era deja familiarizat cu filozofia greacă. A studiat totul, de la Socrate și Platon până la Aristotel. Cu toate acestea, curiozitatea lui nu se oprește aici. El este de asemenea un discipol fidel al liderului psihologiei individuale, Alfred Adler. Pe lângă Sigmund Freud și Carl Jung, Adler este unul dintre cei trei giganți ai psihologiei. A locuit în Austria și a fost un membru cheie al Societății Psihanalitice din Viena prezidată de Freud. Mai târziu, din cauza unui conflict irreconciliabil în perspectivele lor, Adler s-a despărțit de Freud și și-a fondat propriul concept de psihologie adleriană. Argumentul acestui filozof că lumea este simplă se bazează pe fundamentul filozofiei grecești combinată cu psihologia adleriană. Din copilărie, tânărului nostru i-a lipsit încrederea în sine. Tânărul se simte inferior în multe privințe, de la pregătirea academică până la aspectul său fizic. Tânărului pasă foarte mult de modul în care este privit de ceilalți. Are un sentiment de ură de sine, iar sentimentul său de inadecvare îl face să nu poată să ureze sincer fericire altora. În plus, cuvintele și acțiunile sale indică faptul că, în discuția dintre Freud și Adler, el pare că îi ține partea lui Freud. Filozoful i-a spus tânărului că tot ce e complicat în viața lui poate reveni la simplitate cu condiția ca tânărul să se adapteze și să se schimbe. Ca răspuns, tânărul sublinează că oamenii nu se pot schimba. Ca dovadă, el oferă un exemplu despre un prieten. Prietenul cu pricina a petrecut ani de zile ascuns în camera lui. Nu a ieșit niciodată. Chiar dacă și-a dorit cu ardoare să se schimbe, să iasă la muncă și să fie o persoană normală, el nu putea face nimic. Suferea de o frică copleșitoare care îl paraliza oprindu-l să acționeze în vreun fel. În momentul în care încerca să iasă din camera lui, inima începea să-i bată ca nebuna, iar mâinile și picioarele îi tremurau foarte tare. Din punctul de vedere al tânărului, incapacitatea prietenului său a fost din cauza unei traume din trecut. Tânărul justifică totul prin argumente precum agresiunea sau o relație proastă cu părinții prietenului respectiv. În cele din urmă, acestea duc la o nesiguranță imensă și la incapacitatea totală a prietenului său de a-și părăsi camera. Tânărul crede că starea prietenului său poate fi înțeleasă doar urmărindu-i originile experiențelor trecute. Situația nu poate fi îmbunătățită fără a ajunge la baza ei și fără a afla ce a declanșat-o. Cu alte cuvinte, tânărul consideră că modul în care o persoană este acum este determinată de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Acesta este ceea ce Freud numește etiologie, ceea ce înseamnă că principalul vinovat al nefericirii din prezent este trauma din trecut. Adică, o anumită cauză a declanșat efectul. Citez. Tânărul. Bun, deci spuneți că prietenul meu s-a închis singur în camera lui, deoarece alege de fapt să trăiască așa? E o situație gravă, credeți-mă, nu este ceea ce își dorește. Din potrivă, este vorba de o alegere forțată de împrejurări. Nu a avut de ales decât să devină cel care este acum. Filozoful. Nu, chiar dacă presupunem că prietenul dumitale crede cu adevărat nu mă pot integra în societate deoarece am fost abuzat de părinți. Motivul este același și anume că scopul lui este să gândească astfel. Tânărul. Dar ce fel de scop e ăsta? Filozoful. Rezultatul imediat ar fi scopul de a nu ieși din casă. El își creează anxietatea și frica, motive pentru a rămâne în casă. Tânărul. Dar de ce nu vrea să iasă din casă? Acolo este problema. Filozoful. E bine, privește lucrurile din perspectiva părinților lui. Cum te-ai simți dacă copilul dumitale s-ar închide într-o cameră? Tânărul, aș fi îngrijorat, bineînțeles. Aș dori să-l ajut să se integreze în societatea, aș vrea să se simtă bine și m-aș întreba dacă educația dată a fost una greșită. Cu siguranță, aș fi foarte îngrijorat și aș încerca, prin orice metodă posibilă, să îl ajut să revină la o viață normală. Filozoful. E, aici este problema. Tânărul. Unde? Filozoful. Dacă aș sta tot timpul numai în camera mea, fără să ies vreodată afară, părinții mei ar fi îngrijorați și le-aș atrage atenția. Vor fi foarte grijulii cu mine și mă vor trata întotdeauna cu mănuși. Pe de altă parte, dacă fac chiar și un singur pas afară din cameră, voi deveni parte a unei mase impersonale care nu atrage atenția nimănui. Voi fi înconjurat de oameni pe care nu-i cunosc și voi ajunge mediocru, poate chiar mai rău de atât. Și nimeni nu va mai avea grijă de mine. Astfel de situații ale unor oameni singuratici nu sunt deloc rare. Tânărul, în acest caz, urmând raționamentul dumneavoastră, prietenul meu și-a îndeplinit scopul și e mulțumit de situația sa actuală? Filozoful, mă îndoiesc că e satisfăcut și sunt sigur că nu este nici fericit. Dar cu siguranță acționează în consens cu scopul său. Ceea ce se întâmplă cu prietenul dumitale nu este unic. Cu toții trăim în consens cu un scop anume. Asta ne spune teleologia, adică studiul motivului unui anume fenomen, mai degrabă decât cauza acelui fenomen. Aceasta este abordarea pe care o susține Adler, dacă nu s-a înțeles foarte clar până aici. Etiologia este studiul cauzalității, adică orice efect are o cauză. La rândul ei, e, această teorie este susținută de Freud. Din punctul de vedere al lui Adler, viața nu este guvernată de legea cauzei și a efectului. O experiență trecută nu are un impact direct asupra prezentului. El crede că trauma psihică cauzată de o experiență tragică din trecut nu există de fapt. Sensul pe care îl acordăm acelor experiențe din trecut este cel care ne afectează cu adevărat. Mai mult decât atât, motivul pentru care atribuim o astfel de semnificație specială experiențelor noastre trecute este în strânsă legătură cu îndeplinirea anumitor obiective prezente. În cazul prietenului tânărului, partea din el care nu dorește să iasă în lume scoate în evidență durerea. Și suferința din experiențele trecute. În cele din urmă, această durere devine o armă magică pe care o poate mânui ori de câte ori partea care își dorește schimbarea, încearcă să-l convingă să iasă din cameră. Chiar dacă pretinde că și-ar dori cu adevărat să iasă, de fapt, deja s-a hotărât că este de neconceput pentru el să facă acest lucru. Dacă va veni vreodată o zi în care stabilește că trebuie să iasă, atunci își va ajusta scopul, iar durerea și anxietatea îi vor fi anulate. În schimb, din perspectiva etiologiei, acest prieten va rămâne prins într-un cerc vicios al determinismului, continuând să fie afectat de trauma trecută pe care o vede neschimbată. În acest fel, el este neputincios, incapabil și cuprins de un pesimism fatal. Tânărul nu vrea să accepte teleologia filozofului și continuă să prezinte alte exemple pentru a respinge argumentele filozofului. El menționează un incident petrecut în dupamiaza precedentă. Citea într-o cafenea când un chelner care trecea pe lângă masa lui a vărsat din greșeală cafea pe hainele lui nou-nouțe. Greșeala chelnerului l-a făcut pe tânăr să se înfurie. Astfel, el susține că există un declanșator evident și explicit al supărării și al furiei. Dă acest exemplu ca argument că acel declanșator nu a fost pus în noi pentru a îndeplini un motiv ascuns. Filozoful nu este convins și din punctul de vedere al lui, tânărul nu s-a enervat și apoi a început să strige, ci mai degrabă s-a înfuriat pentru ca să strige. Pentru filozof, tânărul și-a folosit furia pentru a-și afirma statutul lui în relație cu chelnerul. El dorea să fie luat în serios, iar pentru a realiza acest lucru, trebuia să-l sperie pe Kellner. Ar fi durat mult prea mult ca să-i explice kellner așa că furia a fost o modalitate rapidă de a câștiga respectul cuvenit. Tânărul, nemulțumit de explicația filozofului, izbucnește: Dar, în niciun caz, furia este o emoție impulsivă. Nu m-am gândit la asta și abia pe urmă m-am enervat. M-am enervat, pur și simplu. Filozoful comentează că furia. Nu este atât de necontrolată pe cât își imaginează tânărul. Dacă, de exemplu, un părinte se află în plin conflict cu copilul său, explicându-i de ce a greșit, tot același părinte poate trece imediat la un ton politicos, normal, în momentul în care primește un apel telefonic de la șeful lui. De îndată ce apelul se termină, el își reia furia de unde a rămas. Filozoful sugerează că mânia tânărului a fost în esență aceeași este pur și simplu un instrument care poate fi scos și folosit sau depozitat pentru atunci când va fi nevoie din nou de el. Aici filozoful nu neagă furia în sine, ci mai degrabă încearcă să spună că ideea de furie spontană nu poate fi folosită ca apărare pentru orice acțiune. Dacă ar fi așa, multe crime ar fi crime pasionale și prin urmare iertabile și poate explicabile. Filozoful crede că, la fel ca furia, multe lucruri decurg din propria noastră alegere. Oamenii pot, de exemplu, să devină nefericiți într-o anumită perioadă. Dar nu pentru că s-au născut în circunstanțe nefericite sau au întâmpinat nenorociri. Nu, ci pentru că au sentimentul că nefericirea este, de fapt, în mod firesc, un lucru bun de simțit și îi face să se simtă bine, așa că uneori aleg să fie nefericiți. Citez, filozoful. Oamenii își aleg constant stilul de viață. Chiar și acum, când stăm de vorbă, față în față, îl alegem pe al nostru. Te consideri un om nefericit. Spui că vrei să te schimbi acum. Ba chiar afirm că vrei să te naști din nou, să fii altcineva. Și atunci, după toate astea, de ce tot nu poți să te schimbi? Deoarece insiști în decizia ta de a nu-ți schimba stilul de viață. Tânărul, nu, dar nu vedeți că sună complet lipsit de logică? Eu vreau să mă schimb. Este dorința mea sinceră. Așadar, cum aș putea lua decizia să nu o fac? Filozoful. Deși există câteva mici inconveniente și limite, probabil crezi că stilul de viață de acum este cel mai practic și e mai simplu să lași lucrurile așa cum sunt. Dacă rămâi exact așa cum ești, Experiența îți permite să răspunzi corect evenimentelor pe măsură ce se întâmplă, ghicind în același timp rezultatele acțiunilor individuale. Putem spune că este ca și cum ai conduce o mașină veche, familiară. Poate huruie un pic, dar știind despre ce este vorba, o poți manevra cu ușurință. Pe de altă parte, dacă individul alege un stil de viață nou. Nimeni nu poate prevedea ce se va întâmpla cu noul său eu, și nici nu are habar cum să negocieze evenimentele care vor urma. Îi va fi greu să privească spre viitor, iar viața îi va fi plină de griji. Este posibil să-l aștepte o viață dureroasă și nefericită. Cu alte cuvinte, oamenii se plâng de diferite lucruri, dar le este mai ușor și mai sigur să rămână așa cum sunt. Tânărul. Omul vrea să se schimbe, dar schimbarea este înfricoșătoare? Filozoful. Când încercăm să ne schimbăm stilul de viață, trecem printr-un test de mare curaj. Apare grija generată de schimbare, asociată cu dezamăgirea de a nu ne putea schimba. Sunt sigur că dumneata ai ales a doua variantă. Tânărul, stați puțin. Tocmai ați folosit cuvântul curaj. Filozoful. Da. Psihologia adleriană este o psihologie a curajului. Nefericirea dumitale nu poate fi imputată trecutului sau mediului în care ai crescut. Și nu e vorba nici de lipsa competenței. Pur și simplu, nu ai curaj. Am putea spune că îți lipsește curajul de a fi fericit. Acesta este motivul pentru care psihologia adleriană crede că viața oamenilor este rezultatul alegerilor pe care le fac. Adler ar spune că creăm lumea în care trăim din propria noastră intenție. Cu siguranță, există într adevăr lucruri pe care nu le putem alege sau schimba, cum ar fi familiile noastre, bogăția sau sărăcia lor, nu putem alege personalitățile părinților noștri, rasa, naționalitatea sau religia în care ne naștem. Toate aceste lucruri fac parte din începuturile noastre. Ele nu sunt scopurile noastre. Dacă rămânem fixați pe cu ce ne-am născut și continuăm să ne plângem sau doar să visăm la oportunitățile de a putea schimba acele elemente, este previzibil că totul va rămâne așa cum este pentru totdeauna. Dar dacă decidem să ne concentrăm energia pe ce putem face cu ajutorul datelor noastre personale, atunci avem cu siguranță șansa de a ne îmbunătăți viața. Asta s-a discutat cu aprindere în prima noapte, nu am aflat dacă la un pahar de băutură, dar vehemența cu care și-au apărat principiile ar putea conține măcar un litru de vin. Da, lăsând gluma la o parte, ascultând această discuție, am aflat despre două puncte de vedere asupra schimbării personale. Una privită prin prisma etiologiei: nefericirea din prezent este o consecință a traumei din trecut. Pentru că nu putem schimba trecutul, suntem neputincioși, indiferent ce facem, nu ne putem îmbunătăți viața actuală. Pe de altă parte, dacă urmăm teleologia, înțelegem că uneori Nefericirea este o alegere pe care o facem din cauza fricii de schimbare. Am putea să ne confruntăm frica, să o învingem și să alegem astfel să avem o viață fericită. Cred că a fost o noapte pierdută cu folos, zic eu. Capitolul 3. A doua noapte Tânărul s-a ținut de cuvânt exact după o săptămână, s-a întors în biroul filozofului ca să fim sinceri, simțise imboldul de a se întoarce acolo în grabă la doar două-trei zile după prima sa vizită. Răsucise lucrurile în minte cu mare atenție, iar îndoierile sale deveniseră certitudini. Pe scurt, teleologia, modul de atribuire a unui scop și nu a unei cauze pentru orice fenomen dat, era un sofism, după părerea lui, iar existența traumei nu putea fi pusă la îndoială pur și simplu oamenii nu pot uita trecutul și nici nu se pot elibera de el. Astăzi, a decis tânărul, a avea să demonteze total teoriile acestui filozof excentric și a avea să pună lucrurile la punct odată pentru totdeauna. Drept urmare, cei doi se întâlnesc a doua noapte cu forțe proaspete și cu următoarele întrebări. Dacă toată nefericirea este rezultatul propriilor mele alegeri, atunci de ce aș alege să fiu nefericit și să nu mă plac? De ce ar alege cineva să se simtă inferior față de ceilalți? Tânărul își enumeră propriile slăbiciuni ca exemplu de inferioritate personală. Se consideră pesimist, încăpățânat, excesiv de sensibil și rigid. În plus, el consideră că atât fizicul cât și aspectul său sunt nesatisfăcătoare. Filozoful întreabă ce simte când discută despre aceste defecte. Tânărul susține că este o stare de spirit foarte neplăcută și consideră că nimeni nu și-ar dori vreo relație sau o aserciere cu tipul lor. Filozoful sublinează apoi că scopul inferiorității tânărului este teama de a atrage antipatia celorlalți. Tânărul se teme de dezaprobare și respingere. Astfel, el vrea să evite orice relație care i-ar putea provoca durere, așa că el face o alegere mai sigură, aceea de a decide să se simtă inferior. Apoi, chiar de la început, el poate evita să dezvolte orice legătură. În acest fel, el ocolește situația riscantă de a fi neplăcut de ceilalți. Complexul de inferioritate al tânărului a devenit un înveliș protector, izolându-l de orice posibilitate de rău care pândește în lumea exterioară. Inferioritatea este o scuză la îndemână și ușor disponibilă pentru a o scoate la iveală ori de câte ori tânărul se simte amenințat, el se poate mângâia întotdeauna căzând înapoi pe acest motiv familiar și înrădăcinat. Citez: Filozoful Omul încearcă să scape de sentimentul de inferioritate și continuă să meargă înainte. Omul nu e niciodată satisfăcut de situația din prezent. Vrea să progreseze, chiar dacă e vorba despre un singur pas. Omul vrea să fie fericit. Nu e absolut nimic greșit în această stare în care se manifestă sentimentul de inferioritate. Totuși, există persoane care își pierd curajul de a face primul pas și nu acceptă faptul că situația poate fi schimbată printr-un efort realist. Cei care, înainte de a face ceva, renunță pur și simplu și spun oricum nu sunt suficient de bun, sau chiar dacă aș încerca, tot nu aș avea vreo șansă. Tânărul. Da, asta e adevărat, fără îndoială. Dacă sentimentul de inferioritate este puternic, majoritatea devin negativi și spun oricum nu sunt suficient de bun, căci acesta este sentimentul de inferioritate. Filozoful, nu. Acela nu este un sentiment de inferioritate. Este un complex de inferioritate. Tânărul, un complex? Păi nu acesta este sentimentul de inferioritate. Filozoful ai mare grijă. Modul în care cuvântul complex este folosit azi în societate, se pare că are același sens cu sentimentul de inferioritate. Auzim oameni spunând sunt complexat din cauza ploapelor sau el are un complex legat de nivelul de educație. Lucruri de felul acesta. Este o utilizare total greșită a termenului. La bază, complex se referă la o stare mentală anormală. Alcătuită dintr-un set complicat de emoții și idei, și nu are nimic de-a face cu sentimentul de inferioritate. De exemplu, există complexul lui Oedip, folosit în contextul discuției despre o atracție anormală a copilului față de părintele de sex opus. Tânărul. Da, da, nuanțele anormalității sunt foarte puternice, mai ales atunci când este vorba despre complexul mamei și al tatălui filozoful. Deci, din același motiv, este crucial să nu amestecăm sentimentul de inferioritate și complexul de inferioritate și să le percepem complet separat. Tânărul. Concret în ce constă diferența dintre ele? Filozoful. Nu e nimic în neregulă cu sentimentul de inferioritate în sine. Înțelege asta, nu? După cum spune Adler, sentimentul de inferioritate poate fi cauza efortului și a dezvoltării. De exemplu, dacă o persoană se simte inferioară din punct de vedere al educației și decide: "Nu am destulă școală, așa că va trebui să muncesc mai mult decât oricine altcineva", atunci aceasta este direcția de dorit. Complexul de inferioritate, pe de altă parte, se referă la situația în care sentimentul de inferioritate este folosit ca o formă de scuză. Astfel, cineva își spune, nu am destulă școală, deci nu pot avea succes, sau nu arăt bine, așa că nu mă voi mărita. Când cineva insistă astfel pe logica, sunt în situația A, deci B nu se poate realiza, în fiecare zi a vieții sale, nu se încadrează în categoria sentimentului de inferioritate. Este un complex de inferioritate. Tânărul. Nu. Este o relație cauzală, firească. Dacă nu ești destul de bine educat, dispar șansele de a avea un loc de muncă sau de a te realiza. Ești considerat slab pregătit pe scara socială și nu vei avea succes. Nu e deloc o scuză. E doar realitatea dură și apăsătoare. Am dreptate? Filozoful, nu, <laughs> nu ai dreptate. Tânărul, de ce? Cu ce am greșit? Filozoful, ceea ce dumneata numești o relație cauzală este ceea ce Adler numește cauză și efect aparent. Cu alte cuvinte, te convingi că există o relație cauzală serioasă acolo unde ea nu există. Acum câteva zile cineva mi-a spus, motivul pentru care mi-este greu să mă căsătoresc este că părinții mei au divorțat când eram copil. Din perspectiva etiologiei freudiene, atribuirea cauzelor, divorțul părinților a reprezentat o traumă profundă care intră într-o relație cauzală clară cu vederile cuiva despre căsătorie. Totuși, Adler, cu punctul său de vedere teleologic, atribuirea scopului, respinge aceste argumente numindu-le cauză și efect aparent tânărul. Dar chiar și așa, realitatea este că o educație bună înlesnește succesul. Credeam că înțelegeți cum stau lucrurile în viață. Filozoful. Problema reală este modul în care omul ține piept acelei realități. Dacă gândești, nu am destulă școală, deci nu pot avea succes, atunci în loc de nu am succes, ar trebui să gândești, nu vreau să am succes. Tânărul, nu vreau să am succes, dar ce fel de raționament e asta? filozoful, pur și simplu ți se pare înfricoșător să faci măcar un pas sau chiar și un efort realist. Nu vrei să te schimbi într-atât încât să fii dispus să sacrifici plăcerile de care te bucuri acum. De exemplu, timpul pe care îl petreci bucurându-te de activitățile preferate. Cu alte cuvinte, nu ai curajul necesar pentru a-ți schimba stilul de viață. Lucrurile sunt mai simple exact așa cum sunt, chiar dacă ai nemulțumiri sau limitări. Tânărul se recunoaște în această descriere. Filozoful crede, după Adler, că toate problemele sunt probleme de relații interpersonale. Odată ce cineva se implică într-o relație, este inevitabil că o să fie rănit sau mai mult ca sigur o să rănească el pe cineva. Adler a spus, pentru a scăpa de probleme, tot ce poți face este să trăiești singur în univers. Dacă relațiile interumane sunt eliminate cu totul, problemele se vor evapora de la sine. Care este ideea lui Adler aici? El susține că oamenii se simt inferiori nu pentru că nu sunt suficient de buni, ci pentru că sunt inadecvați în comparație cu ceilalți. Sunt implicate două concepte diferite, inferioritatea obiectivă și inferioritatea subiectivă. Veți găsi explicații mai clare în continuare pentru că filozoful nostru vrea să-l atragă de partea lui pe tânăr, așa că vine cu argumente puternice care e posibil să ne schimbe și nouă percepția. Cine știe, poate după această carte chiar vom învăța să fim fericiți. Doamne ajută! În tinerețe, continuă filozoful, el a fost în mod constant conștient de înălțimea sa mică, de doar 155 de centimetri. Odată s-a convins că dacă ar putea crește cu doar 10 centimetri, viața lui ar fi mult mai fericită. Cu toate astea, problema filozofului nu era statura lui, ci mai degrabă sentimentele sale subiective de inferioritate. Dacă ar fi fost singur pe lume, fără nimeni cu care să se compare, nu ar fi avut o problemă că este scund. Deoarece filozoful s-a comparat cu alți oameni, a dobândit un sentiment de inferioritate. De aici, după cum afirmă Adler, necazurile sale erau înrădăcinate în relațiile interpersonale. Obsesia filozofului în legătură cu înălțimea lui oglindește toate preocupările noastre atunci când ne confruntăm cu ceilalți oameni și ne simțim inferiori. Soluția filozofului la această dilemă este să încerci să nu te compari. Astfel, nu vei mai alege să-ți faci griji. Sentimentul subiectiv al inferiorității provine dintr-o înțelegere subiectivă a lumii din jurul nostru. Iar subiectivitatea poate fi eliminată atunci când ne modificăm modurile de înțelegere. Când un prieten l-a ascultat pe filozof, prietenul i-a spus că înălțimea lui este perfectă. A nu se înălța peste alții îl făcea pe filozof neamenințător față de ceilalți. Când filozoful a auzit perspectiva nouă a prietenului său, S-a simțit inspirat, și apoi și-a dat seama că statura lui mică poate fi de fapt considerată și un avantaj, ba uneori chiar un atribut important. Filozoful ne amintește că viața nu este o cursă împotriva tuturor celorlalți. Trebuie pur și simplu să ne concentrăm pe a avansa în mod productiv. În plus, ceea ce este bun și ceea ce este rău este supus interpretării. În timp ce suntem la suprafață, cu toții ne mișcăm într-o direcție, făcând inevitabil ca unii să fie înainte în timp ce alții rămân în urmă. Dar, în realitate, nu există o singură axă. Toată lumea merge în direcții diferite care nu sunt comparabile. Există multe discrepanțe între mulți oameni diferiți. Fixarea pe anumite atribute și realizări ignoră altele care se pot dovedi a fi avantaje mai mari. Ca atare, Atâta timp cât progresăm în felul nostru, chiar nu contează dacă suntem percepuți ca înaintând drept sau șerpuind mergând înapoi. Când ne simțim competitivi, indiferent dacă câștigăm sau pierdem, în cele din urmă, concurența va produce întotdeauna o stare de spirit tensionată. S-ar putea să simțim că împrejurimile noastre sunt pline de dușmani, și atunci lumea ne va părea amenințătoare. Am rămâne în permanență în alertă pentru a preveni o ambuscadă. Cum poate cineva să se simtă fericit într-o asemenea stare? Mai mult, într-un astfel de mediu competitiv, fericirea celorlalți reprezintă propriile noastre eșecuri. Atunci, cum putem să oferim vreodată sincer cuiva cuvintele noastre de bine? Cam asta s-a dezbătut în a doua noapte, totul este despre comparații. În primul rând, s-a vorbit despre inferioritate. Și despre modul în care un sentiment subiectiv de inferioritate este un înveliș protector, o scuză folosită pentru a evita relațiile interpersonale. Avem un sentiment de inferioritate, dar nu pentru că suntem cu adevărat inferiori, ci pentru că simțim că nu suntem la fel de buni ca alții. Aici filozoful ne amintește că viața nu este o cursă împotriva altora. Ceea ce avem noi nevoie este să ne concentrăm pe realizarea unui progres continuu personal, independent de progresul sau regresul celorlalți, pentru că drumurile noastre nu coincid aproape niciodată cu ale celorlalți. Capitolul 4 A treia noapte După două săptămâni de frământări, tânărul i-a făcut filozofului o nouă vizită. Ce este libertatea? De ce nu pot oamenii să fie liberi? De ce nu pot eu să fiu liber? Care este adevărata esență a motivului care mă constrânge, oricare ar fi acesta? Tema pe care o primise îl copleșea, dar părea imposibil să găsească un răspuns convingător. Cu cât se gândea mai mult la asta, cu atât tânărul începea să înțeleagă că nu este liber. În noaptea trecută s-a vorbit despre modul în care problemele noastre sunt legate de relațiile noastre interpersonale. Ne constrâng și ne împiedică să fim liberi. Dar de ce relațiile interpersonale ne fură libertatea? Filozoful evidențiază ideea că toate conflictele care apar în relațiile interpersonale provin fie din faptul că ne intersectăm cu treburile altora, fie din cauza altor persoane care își bagă nasul în treburile noastre. Putem să ne gândim la relația dintre părinți și copii, de exemplu. Dacă un copil nu învață cum trebuie, ce ar trebui să facă părinții lui? Tânărul consideră că părinții ar trebui să recurgă la orice mijloace necesare. Indiferent de ce și oricât de dureroase sunt metodele pe care le folosesc, părinții trebuie să-și facă copiii să învețe din greu pentru a fi pregătiți în viitor. Cu toate acestea, tânărul recunoaște, pornind din experiențele personale, că astfel de metode coercitive nu îi vor face pe copii să se îndrăgostească de învățat. Pentru tânăr, temele școlare sunt pur și simplu pentru ca să treacă examenele. Tânărul susține că este datoria și responsabilitatea părinților să-și determine copilul să studieze. Întrucât practic nu există copii cărora le place cu adevărat să învețe, este necesar ca părinții, ca protectori ai copiilor să intervină. Filozoful, normal, are o viziune contrară, considerând că trebuie să distingă mai întâi dacă sarcina aparține părinților sau copiilor. Cum facem această distinție? Simplu, trebuie să luăm în considerare cine va primi în cele din urmă rezultatul adus de alegerea care se face. Dacă învățatul unui copil este slab, el va constata, în consecință. Că rezultatele lui scad, iar în lipsa unui profil academic solid, el nu va putea frecventa o școală bună, și așa mai departe. Copilul însuși este cel care se va confrunta cu consecințele. Prin urmare, pentru filozof, învățarea este sarcina copilului și numai a lui. O sarcină în care părinții săi nu ar trebui să se amestece. Mulți părinți folosesc expresia pentru binele tău atunci când își împing copiii să studieze. Filozoful susține că părinților le pasă în principal de propria reputație, prestigiul părintesc și sentimentul de a fi în control, și astfel comportamentul devine și mai nedorit. Fiind o familie, părinții trebuie să-și păstreze în mod conștient sarcinile separate de cele ale copiilor și să încerce să nu fie prea implicat în viața de zi cu zi a copiilor lor. Tânărul îl întrerupe. Dar ce se întâmplă dacă un copil alege să renunțe complet la învățare? Ar trebui părinții să-l lase pur și simplu? Desigur că nu, spune filozoful. A nu interveni nu este același lucru cu a lăsa pe cineva să facă ceva. A lăsa pe cineva să facă ce vrea sugerează că fie nu știe, sau că nu-i pasă de ceea ce face copilul. Abordarea filozofului este construită pe un fundament care include înțelegerea a ceea ce face un copil, și apoi oferirea copilului uh, tot sprijinul de care are nevoie. Cu toate astea, nu este același lucru cu a interveni în sarcina copilului. Se spune, poți să conduci un cal la apă, dar nu-l poți face să bea. Și filozoful sublinează că nu trebuie să constrângem un copil ca să se schimbe. Asta în privința propriilor dorințe ale copilului. Nu numai că ar fi ineficient, dar s-ar putea de asemenea să se întoarcă împotriva lor. Pe de altă parte, copilul care înțelege bunele intenții ale părinților își va da seama și că învățarea este sarcina lui și pentru binele lui. Având în vedere acest lucru, este posibil ca copilul să ia inițiativa și să se gândească la modalități de a începe să rezolve singur problemele de învățat. În contextul relațiilor interpersonale, încetarea amestecului în sarcinile celorlalți este primul pas pentru a deveni liber și autonom. Al doilea pas este încetarea de a se baza pe așteptările altora. Tânărul este înclinat să considere că filozofului nu-i pasă de legătura unică dintre părinți și copii, așa că el expune un astfel, un alt fel de punct de vedere. În opinia lui, o astfel de disciplină parentală, deși dură, exprimă în cele din urmă dragoste și grijă. În plus, tânărul consideră că a trăi exact așa cum preferă, este extrem de dificil de realizat. Este dificil să identifici ce dorești, ce fel de viață vrei să duci și ce fel de persoană vrei să devii. Față de aceasta, așteptările familiei prevăd cel puțin o cale dreaptă și indică o direcție clară. În trecut, când majoritatea oamenilor credeau în Dumnezeu și că Dumnezeu veghează, acest simplu fapt a oferit cel mai bun și mai simplu standard pentru autodisciplină. Astăzi, pentru a câștiga autodisciplină, ne putem baza doar pe ideea că alți oameni ne văd. În acest fel, folosind opiniile altora și văzând ratingul lor de aprobare ca un scop, putem fi siguri că vom merge pe calea cea bună. Citez. Filozoful. Atunci, hai să ne imaginăm că părinții dumitale se opun vehement alegerii pe care o faci cu privire la locul de muncă. De fapt, au fost împotrivă, nu-i așa? Tânărul. Da, așa este. Bine, nu aș merge atât de departe încât să spun că s-au opus vehement, dar au făcut tot felul de comentarii sarcastice. Filozoful. Bun, hai să exagerăm puțin și să spunem că s-au opus vehement. Tatăl dumitale tuna și fulgera, iar mama protesta cu lacrimi în ochi împotriva deciziei pe care ai luat-o. Categoric ei nu sunt de acord să devii bibliotecar și, dacă nu preiei afacerea familiei așa cum a făcut-o fratele dumitale, s-ar putea chiar să te dezmoștenească. Dar cum accept sentimentul că lipsa de aprobare din partea părinților este sarcina lor și nu a dumitale? Această problemă nu trebuie să te îngrijoreze. Tânărul, sta, stați puțin, adică vreți să spuneți că nu contează cât de mult îmi întristez părinții? Filozoful, exact, nu contează. Tânărul, dar cred că glumiți. Nu pot să cred că există o filozofie care să recomande un comportament nerecunoscător din partea unui fiu filozoful. Tot ce poți face referitor la viața ta este să alegi calea cea mai bună în care crezi. Pe de altă parte, cum judecă ceilalți alegerea făcută de tine? Aceasta este sarcina lor și nu ai cum să intervii. Tânărul, ce crede altcineva despre mine, dacă mă place sau nu, este sarcina altei persoane, nu a mea. Asta vreți să spuneți? Filozoful. Asta înseamnă separare te îngrijorează faptul că alții te judecă. Din această cauză tânjești mereu după recunoașterea lor. Și la urma urmelor, de ce te îngrijorează că pe alții interesează ce faci? Psihologia adleriană are un răspuns foarte simplu. Presupui că lucrurile care ar trebui să reprezinte sarcinile celorlalți sunt ale dumitale. Ce cred oamenii atunci când te privesc, aceasta este sarcina lor și tu nu ai cum să o controlezi. Tânărul, în teorie, înțeleg. Partea rațională din mine îmi spune că are logică, dar sentimentele mele nu pot ține pasul cu astfel de argumentație impusă. Filozoful. Atunci hai să încercăm o altă abordare. Să spunem că un bărbat este necăjit din cauza relațiilor interpersonale din compania la care lucrează. Are un șef complet nebun care țipă la el cu orice ocazie. Oricât de mult încearcă, șeful lui nu îi recunoaște eforturile și nu ascultă niciodată cu adevărat ceea ce spune. Tânărul seamănă perfect cu șeful meu, filozoful. Dar recunoașterea șefului tău este o prioritate? Nu e treaba dumitale să fii plăcut de colegi la locul de muncă. Șeful nu te place, iar motivele pentru care nu te place sunt evident absurde. Dar, în acest caz, nu e nevoie să te împrietenești cu el. Tânărul sună bine, dar omul e șeful meu. Înțelegeți? Nu pot lucra dacă superiorul direct mă evită filozoful. Din nou, e vorba despre minciuna vieții despre care vorbește Adler. Nu îmi pot face treaba pentru că șeful mă evită. E vina șefului meu dacă activitatea mea nu merge bine. Persoana care face aceste afirmații se folosește de existența acestui șef ca scuză pentru un lucru care nu merge bine. Deoarece atunci pot spune, dacă nu ar fi acest șef, aș lucra mai mult. Tânărul. Nu, nu cunoașteți care este relația mea cu șeful. Aș vrea să nu mai faceți presupuneri la întâmplare. Filozoful. Această discuție se referă la elementele fundamentale ale psihologiei adleriene. Când suntem furieși, nimic nu merge. Te gândești. Am acel șef, deci nu pot munci. Este etiologie în toată regula. Dar, de fapt, realitatea este că nu vreau să muncesc, așa că mă folosesc de un șef groaznic, sau nu vreau să recunosc că sunt incapabil, așa că voi inventa un șef groaznic. Asta ar fi perspectiva teleologică asupra situației. Tânărul Probabil așa ar fi încadrată în abordarea teleologică generală prezentată de dumneavoastră, dar, în cazul meu, situația este diferită. Filozoful Atunci să presupunem că ai reușit să separi sarcinile cum ar arăta lucrurile. Cu alte cuvinte, indiferent de cât de mult încearcă șeful tău să-și îndrepte furia exagerată înspre dumneata, această sarcină nu îți aparține. Sentimentele exagerate sunt sarcini de care trebuie să se ocupe șeful dumitale. Nu e nevoie să te împrietenești cu el sau să-i cedezi până când te va înfrânge. Mai bine te-ai gândi astfel. Ceea ce ar trebui să fac este să mă ocup de sarcinile din viața mea, fără ascunzișuri tânărul, da, asta e filozoful. Toți suferim din cauza relațiilor interpersonale. Ar putea fi relația cu părinții, cu fratele mai mare, sau ar putea fi vorba despre relațiile interpersonale de la locul de muncă. Așadar, data trecută spuneai că dorești să parcurgem anumiți pași. Uite ce îți propun. Mai întâi ar trebui să ne punem întrebarea a cui este această sarcină. Apoi să facem separarea sarcinilor. Să delimităm cu calm limita până unde se desfășoară sarcinile noastre și unde încep sarcinile celorlalți. Și să nu intervenim în sarcinile altora, ori să permitem chiar și unei singure persoane să intervină în sarcinile noastre. Acesta este un punct de vedere clar și revoluționar al psihologiei adleriene și are potențialul de a determina schimbări radicale în privința problemelor din relațiile interpersonale. Tânărul. Mm -hmm. Încep să înțeleg la ce v-ați referit când ați spus că tema discuției de astăzi este libertate. Filozoful, exact, acum încercăm să vorbim despre libertate. Filozoful este de acord că a trăi și a adera la așteptările altor oameni este o cale mai ușor de urmat, dar înseamnă că va trebui să ne trecem întreaga ființă în mâinile altora. Deși s-ar putea să nu ne pierdem drumul, înseamnă că va trebui să fim mereu la mila altora și să existăm doar pentru a îndeplini așteptările altora. Asta înseamnă că în acest proces ne vom pierde inevitabil libertatea. Se pare că libertatea și aprobarea celorlalți se exclud reciproc. Prețul libertății ar putea foarte bine să nu fie pe placul altor oameni. Filozoful recunoaște că este firesc să-ți dorești să fii pe placul celorlalți. Este o înclinație la fel de naturală ca o stâncă care se rostogolește pe o pantă. Cu toate acestea, libertatea se naște din a rezista unei asemenea înclinații, a lupta împotriva gravitației și de a merge mereu în sus. A merge înainte fără grija de a fi dezaprobat de alții, spune filozoful, este libertate. Acum să ne îndreptăm atenția asupra detaliilor acestui al treilea pas în obținerea libertății în relațiile interpersonale: dezvoltarea relațiilor orizontale și abandonarea relațiilor verticale. Relațiile verticale indică ierarhia. Când o persoană deține controlul, ea este deasupra, iar ceilalți sunt controlați în jos. Într-o relație orizontală toți sunt egali, chiar dacă sunt diferiți. Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre aceste relații. O relație verticală se manifestă clar în contextul laudelor și criticii. Ideea de critică este ușor de înțeles. Este folosită în mod obișnuit de către bătrâni față de o generație mai tânără sau de către superiori față de subordonați, în scopul manipulării. La suprafață, în timp ce lauda pare a fi Afirmativă și pozitivă, de fapt, este de asemenea o formă de judecată. Lauda este atunci când o persoană vorbește cu o altă persoană și îi judecă capacitatea. Tinde să aibă același scop manipulativ ca și critica. Singura diferență este că critica este o formă de manipulare dură, în timp ce lauda este o formă de manipulare blândă. Cu cât oamenii sunt lăudați mai mult, cu atât devin mai blânzi și cu atât acceptă mai ușor. Să se lipsească de autonomia lor. A te bucura că primești laude înseamnă că accepti să fii inferior și subordonat oamenilor care oferă laudele. A iubi să fii laudat înseamnă a satisface standardele altora. În relațiile verticale, recompensele și pedepsele sunt folosite pentru a-i manipula pe ceilalți. Ele cimentează relațiile de putere și stabilesc statutul unei persoane. Relațiile orizontale, se bazează pe respect și recunoștință. Egalitatea și încântarea înlocuiesc laudele. Dacă un coleg de la același nivel oferă asistență, putem recunoaște că ne-a ajutat foarte mult și ne putem simți bucuroși și ne putem exprima recunoștința. Mulțumirile noastre sunt recunoașterea valorii persoanei respective. Adler crede că oamenii sunt mai puternici atunci când simt că alții apreciază contribuția lor. Prin urmare, Adler încurajează pe toată lumea să creeze relații orizontale. A dezvolta o relație orizontală cu o altă persoană înseamnă a crea o legătură reală și creativă între egali. Semnalează o transformare semnificativă a stilului de viață, o descoperire personală. Din acest punct de plecare, este posibil să ne gândim să transformăm toate relațiile noastre interpersonale în relații orizontale. Efectul acestui lucru va fi acela de a dezvolta o nouă conștiință în cazul în care îi percepem pe toți ceilalți ca fiind egalii noștri și astfel putem oferi spațiu opiniilor lor, luând o poziție fermă față de ceea ce ne este drag. Să luăm exemplu relației pe care o putem avea cu un superior. În acest context, dezvoltarea unei relații orizontale nu înseamnă că avem libertatea de a ne exprima cu aroganță opiniile superiorilor noștri. De fapt, înseamnă că putem renunța la sentimentul că trebuie să mergem mereu în vârful picioarelor și să fim la cheremul cerințelor superiorului nostru, așa cum ar fi situația într-o relație verticală. Dacă știm că instrucțiunile superiorilor vor aduce consecințe nedorite, nu ar trebui să le respectăm orbește ordinele. În schimb, putem să ne împărtășim opiniile cu sinceritate, fără frică și să ne asumăm cu curaj responsabilitățile corecte. Ne apropiem de finalul celei de-a treia nopți și ar trebui să luăm din această discuție cei trei pași necesari pentru a obține libertatea în relațiile interumane. Aceștia sunt să nu intervenim în activitățile altora, să nu ne bazăm pe așteptările altora și în special să transformăm relațiile noastre verticale în relații orizontale. Când acești pași sunt îndepliniți, vom deține tot ce trebuie pentru a avea conexiuni interpersonale eficiente. Cu această carte în mâinile noastre vom fi eliberați de influențele destructive ale dezechilibrului de putere. Doamne ajută! A patra noapte, capitolul 5 în a treia noapte, tânărul și filozoful au vorbit despre uh, faptul de a nu depinde de părerile altora. Cu toate acestea, tânărul crede în continuare că să nu-i pese de ceea ce cred alții este oarecum prea egocentric. Filozoful susține că, de fapt, ceea ce este egocentric este atitudinea tânărului, care caută mereu aprobarea cu disperare. Ce se află în spatele acestor două idei contradictorii despre egocentrism? În general, credem că oamenii egocentrici trebuie să fie cei lacomi, lipsiți de compasiune și cei cărora nu le pasă de cum ar putea simți ceilalți. Ei vor tinde să fie dominatori sau încăpățânați și egoiști, gândindu-se doar la propriile interese și bunăstare. Filozoful sublinează că, de fapt, și cei care interacționează cu ceilalți și doresc recunoaștere sunt de asemenea egocentrici într-un mod diferit. Cum vine asta? Astfel de oameni par să caute în mod constant părerea celorlalți. Părânțele pese de ce cred ei, dar în realitate vor doar să controleze dacă sunt apreciați de ceilalți. Singurul lor interes pentru alți oameni este să nu fie criticați de aceștia. Comportamentele lor nu se bazează pe nicio preocupare pentru alți oameni, și cu siguranță nu pentru că le pasă cu adevărat. Este o formă de interes propriu reflectat. În plus, atunci când ne considerăm centrul Universului. Uităm rapid că acei oameni nu există doar pentru a ne îndeplini așteptările. Prin urmare, ne vom simți indignați atunci când cineva ne dezamăgește și începe să ne critique. Acea persoană nu a făcut nimic pentru mine. Nu mai este camaradul meu. Mi-a devenit adversar. În acest fel, ne pierdem foarte repede prietenii și asociații. În schimb, spune filozoful, pentru a ne păstra cercul de prieteni, trebuie să transformăm interesul personal în interes social. Sau preocupare pentru ceilalți. După ce ne modificăm gândirea, trecând de la ce îmi va da această persoană la ce pot să-i dau eu acestei persoane, ne vom simți mai fericiți. Dar cum atingem acest obiectiv? Potrivit filozofului, va trebui să realizăm trei lucruri: acceptarea de sine, încrederea în ceilalți și uh, să avem o contribuție către ceilalți. Să analizăm separat aceste trei etape de transformare. Să începem cu acceptarea de sine. Citez. Tânărul. Am să vă pun din nou aceeași întrebare. Oamenii pot fi de folos cuiva doar pentru simplul fapt că există și au un adevărat simț al propriei valori doar prin faptul că sunt în viață? Asta vreți să spuneți? Filozoful. Da. Tânărul. Ei bine, eu nu știu ce să zic. Trăiesc aici și acum eu, nimeni altcineva în afară de mine însumi. Dar chiar și așa, nu prea simt că am valoare. Filozoful, poți descrie în cuvinte de ce nu simți că ai valoare? Tânărul, presupun că e vorba despre ceea ce numeați relații interpersonale. Încă din copilărie, cei din jurul meu m-au privit de sus, mai ales părinții, care mă considerau o copie nereușită a unui frate mai mare. Ei nu au încercat niciodată să mă respecte pentru ceea ce sunt. Spuneți că singur ne dăm valoare, însă asta e doar o teorie, imposibil de pus în practică. De exemplu, la biblioteca unde lucrez, în cea mai mare parte, munca mea constă în sortarea cărților returnate și așezarea lor înapoi pe rafturi. Este o muncă de rutină pe care o poate face oricine dacă este învățat. Dacă nu m-aș mai duce la lucru, șefului meu nu i-ar fi greu uh, să găsească pe altcineva care să mă înlocuiască. Au nevoie de mine doar pentru munca necalificată și de fapt, nu contează cât uși de puțin dacă eu lucrez acolo sau altcineva. De ce nu o mașinărie, nu? Nimeni nu are nevoie în mod special de acest eu și în aceste circunstanțe ați mai avea încredere în dumneavoastră? Ați mai avea cu adevărat sentimentul valorii? Filozoful. Din punctul de vedere al psihologiei adleriene, răspunsul este simplu. În primul rând, creezi între tine și altă persoană o relație în plan orizontal. Una este de ajuns. Hai să începem de aici. Tânărul, vă rog, hai, vă, pe bune, nu mă tratați ca pe un fraier. Uitați care e treaba. Am prieteni și dezvolt cu ei relații solide pe plan orizontal. Filozoful, chiar și așa, eu cred că în cazul părinților, al șefului dumitale, al colegilor mai tineri și al altor persoane, îți clădești relații în plan vertical. Tânărul, desigur, am tot felul de relații, la fel ca toată lumea filozoful. Acesta este un element foarte important. Ne creăm relații în plan vertical sau în plan orizontal? Este o chestiune legată de stilul de viață, iar oamenii nu sunt atât de inteligenți încât să aibă mai multe stiluri de viață disponibile, ori de câte ori este nevoie. Cu alte cuvinte, nu putem decide dacă suntem egali cu cineva sau într-o relație ierarhică cu altcineva. Tânărul. Vreți să spuneți că trebuie să alegem una din variante, relații în plan vertical sau relații în plan orizontal? Filozoful. Da, absolut. Dacă îți creezi chiar și o singură relație în plan vertical, înainte să-ți dai seama, vei aborda astfel toate relațiile interpersonale. Tânărul. Așadar, eu mi-abordez relația cu prietenii pe plan vertical? Filozoful. Exact. Chiar dacă nu îi tratezi de sus sau din postura de subaltern, e ca și cum ai spune A este peste mine, iar B este sub nivelul meu. Sau, voi urma sfatul lui A, dar voi ignora ce spune B. Sau, nu mă deranjează dacă nu îmi țin promisiunea față de C. Tânărul. Mm -hmm. da. Filozoful. Pe de altă parte, dacă reușim să creem măcar o relație în plan orizontal, dacă reușim să construim o relație de egalitate în adevăratul sens al cuvântului, aceasta este o transformare majoră a stilului de viață. Datorită acelei realizări, toate relațiile interpersonale vor deveni treptat orizontale. Tânărul. Ce nonsens! Sunt atâtea modalități prin care aș putea contrazice această idee. Gândiți-vă, de exemplu, la o corporație. O relație de la egal la egal între un director și noi să-i angajați. Nu pare realizabilă, nu? Relațiile ierarhice fac parte din sistemul societății noastre și ignorarea lor înseamnă ignorarea ordinii sociale. Dacă ați afla că un angajat nou din compania dumneavoastră, la vreo 20 de ani, s-ar prietenic cu un director de vreo 60, nu credeți că ar fi cam improbabil? Filozoful. Cu siguranță, e important să-i respectăm pe cei mai în vârstă decât noi. În structura unei companii, e firesc să existe grade diferite de responsabilitate. Nu ți spun să te împrietenești cu toți sau să te porți cu ei ca și cum ți-ar fi prieteni apropiați. Mai degrabă să fiți egali în gândire și să vă impuneți atunci când este nevoie. Tânărul, eu nu fac parte din cei care fac pe grozavii în fața celor vârstnici și nici nu mi-ar trece prin cap să încerc. Bunul meu simț ar fi pus la îndoială dacă aș face așa ceva. Filozoful. Ce înseamnă vârstnic? Ce înseamnă să faci pe grozavă? Dacă vom cântări situația în cauză și vom fi dependenți de relațiile în plan vertical, înseamnă că ne vom angaja în acțiuni irresponsabile, încercarea de a evita propriile responsabilități. Tânărul, ce anume este irresponsabil? Filozoful, să presupunem că după ce ai urmat instrucțiunile șefului, munca ta se încheie cu un eșec. A cui este responsabilitatea în cazul acesta? Tânărul, pei pe ar fi responsabilitatea șefului, deoarece eu nu am făcut decât să îndeplinesc cerințele, iar el a decis ce trebuie să fac. Filozoful, tu nu ai nicio responsabilitate? Tânărul, nu, nici vorbă. E responsabilitatea șefului care a dat ordinul. Se numește responsabilizarea organizațională, dacă nu știați filozoful. Greșești. Este o minciună a vieții. Ai posibilitatea de a refuza și ar trebui să ai și posibilitatea de a propune un mod mai bun de a acționa. Te gândești acum doar la faptul că nu poți refuza pentru a evita conflictul din relațiile interpersonale în cauză și de a evita responsabilitatea. Ești dependent de relațiile în plan vertical. Tânărul. Vreți să spuneți că nu ar trebui să-mi ascult șeful? Sigur, în teorie, așa ar trebui să fac. Teoretic, este exact așa cum spuneți, dar nu pot face asta. În niciun caz nu aș construi o astfel de relație. Acceptarea de sine nu este același lucru cu egocentrismul. Nu ne cere să fim fervenți în a ne împinge înainte. Nu este necesar să ne spunem în mod fals, pot să o fac, stabilindu-ne ambiții pe care s-ar putea să nu le putem îndeplini. Este doar despre a fi cinstit și ați accepta sinele incapabil, a face tot ce se poate fără a încerca, fără rezultat, să ne mărim capacitățile. Iată un exemplu de egocentrism. Egocentrismul ar fi să susținem un examen și să obținem 60%, apoi să te convingi că doar din cauza ghinionului te-au ocolit notele superioare. Pe de altă parte, acceptarea faptului că 60% a fost corect o reflectare sinceră a capacității cuiva este acceptarea de sine. Ar însemna că recunoaște munca grea necesară pentru a ajunge mai aproape de 100%. Acceptarea de sine necesită o distinție clară între lucrurile pe care le poți schimba și lucrurile pe care nu le poți schimba. Concentrându-ne pe primul și ignorându-l pe cel din urmă, acceptăm sinele nostru autentic. Atunci putem aborda cu curaj Ceea ce poate fi schimbat. Continuăm cu încrederea în ceilalți. De exemplu, dacă cineva dorește un împrumut de la o bancă, va avea nevoie de ceva ca garanție. Atitudinea de bază a acordului este că vom accepta să te împrumutăm cu condiția să ne dai banii înapoi. Sau, mai precis, te vom împrumuta doar dacă știm că ești în măsură să ne dai banii înapoi. Încrederea pe care o evidențiază Adler nu este aceeași. Nu necesită niciun fel de garanție. Este o formă de credință necondiționată, o atitudine în care vei crede în ceilalți, chiar dacă ei te pot trăda. Puteți considera această metodă drept ridicolă, la fel ca și tânărul nostru, dar filozoful sublinează apoi dezavantajul de a avea îndoieli, adică opusul încrederii necondiționate. Într-o relație. El explică că, dacă toate relațiile noastre personale sunt pline de îndoială, orice din relație, cuvintele, acțiunile celelalte părți, sau doar tonul lor, ne-ar putea face să fim suspicioși. Ne facem griji că s-ar putea profita de noi. Tot ceea ce vedem este potențialul rău pe care cineva ni l-ar putea face. Dacă întâlnirile noastre încep cu suspiciuni atât de profunde, cum ne putem aprofunda relațiile? Cu atât mai puțin să vorbim despre conexiuni vesele și fericite. De dragul propriei noastre bucurii, trebuie să învățăm cum să avem încredere în ceilalți. Dar, dacă cineva profită de noi, ei bine, adevărul este că nu noi suntem cei care decidem dacă vom fi trădați sau nu. Sunt sarcinile altora, și trebuie să separăm sarcinile, și aici. Dacă în cele din urmă ei aleg să fie duplicitari, iar noi suntem răniți și supărați, tot ce trebuie să facem este să ne recunoaștem sentimentele. Avem dreptul să ne simțim triști și dezamăgiți. Ne putem simți trădați și astfel vom recunoaște în fața noastră acest lucru. Totuși, asta nu înseamnă că trebuie să ne comportăm ca niște sfinți. Nu trebuie să credem în ceilalți din cauza unei poziții morale. Psihologia Adleriană folosește încrederea necondiționată ca un simplu mijloc care îi ajută pe oameni să și îmbunătățească cantitatea și calitatea relațiilor interpersonale. Dacă cineva nu are dorința de a construi o relație mai bună cu anumite persoane, este justificat ca aceștia să nu urmeze acest principiu. După ce am învățat acceptarea de sine și încrederea în alți oameni, acum vom trece la ceea ce înseamnă să ne aducem contribuția față de ceilalți. În primul rând, ar fi greșit să credem că a contribui față de alții este același lucru cu a te sacrifica pentru alții sau a renunța la interesele personale pentru alții. Adler afirmă că contribuția către ceilalți este o modalitate de a ne aprecia propria valoare. De exemplu, prin muncă sau făcând treburile casnice, putem înțelege mai clar cât de utili putem fi altora. Din perceperea utilității noastre pentru cei din jurul nostru, obținem valoarea existenței noastre. Odată ce ne gândim ce pot face pentru ceilalți în timp ce ne continuăm munca, realitatea din jurul nostru va căpăta un aspect diferit, unul mai viu. În concluzie, ajungem la autoacceptare primindu-ne adevăratul sine, fără pretenții, și ca egali ai celorlalți, fără să fim falși. Prin urmare, nu ne temem că se va profita de noi și suntem capabili să avem încredere necondiționată în ceilalți. Pentru că le acordăm credința noastră necondiționată, îi considerăm prieteni sau camarazi și îi putem ajuta. Însuși, faptul că suntem de folos a altora, și aducem o contribuție, stabilește fundamentul autoacceptării noastre. Pentru Adler, fericirea vine din acest sentiment al contribuției pe care o aducem. El susține că vom putea obține fericirea atâta timp cât putem simți că suntem valoroși pentru ceilalți. Acum că am aflat cum putem fi fericiți, putem să ne uităm în urmă și să ne dăm seama că să cauți cu orice preț aprobarea celorlalți este o formă de egocentrism, manifestarea interesului propriu, și că trebuie să transformăm interesul propriu în interes social. În acest scop, trebuie să ne autoacceptăm, să avem încredere în ceilalți și să aducem contribuții către ceilalți. Cu aceste trei elemente combinate, ne putem bucura de fericirea derivată din sentimentul de a contribui. Capitolul 6. A cincea noapte. Tânărul și-a spus în sinea lui, psihologia adleriană face o investigare amănunțită asupra relațiilor interpersonale, iar scopul final al acestor relații interpersonale este sentimentul de comuniune. Dar oare e destul? Oare nu am și altă misiune pe acest pământ? Care este sensul vieții? Încotro în drept și ce fel de viață voi duce de acum înainte? Cu cât tânărul se gândea mai mult, cu atât îi se părea că existența lui fusese măruntă și nesemnificativă. În capitolele trecute am vorbit despre modul în care tânărul avea un sentiment de inferioritate. În această lume, tânărul nu este o excepție. Toată lumea este predispusă la un anumit grad de inferioritate uneori. De ce? Pentru că, trăind într-o lume competitivă, noi oamenii, ne putem simți uneori neputincioși în existența noastră. Probabil că nimeni nu vrea să se simtă blocat de neputință. În consecință, căutarea superiorității este universală. Cu alte cuvinte, sperăm să ne îmbunătățim în mod constant. O astfel de îmbunătățire progresivă poate continua la nesfârșit. În cele din urmă, cu toții căutăm o stare ideală. Un copil mic este dornic să învețe cum să meargă, un bebeluș vâlbâit este dornic să învețe cum să comunice. Acestea sunt instinctele umane de bază. Tocmai pentru că oamenii posedă această dorință universală de a fi superior, toată lumea evită starea lor normală și dorește să se elibereze de ea. Toată lumea caută o existență excepțională. Cu toate acestea, în timp ce o astfel de căutare servește ca principiu motivațional, care conduce la realizările și succesul oamenilor, filozoful subliniază că dorința de a fi excepțional ar putea avea și două consecințe mai puțin dezirabile. Filozoful spune că un sentiment amplificat de inferioritate este prima consecință nedorită a căutării superiorității. Când nu ne atingem starea ideală imaginată, dezvoltăm în mod natural un sentiment rennoit de inferioritate. Acela de a nu fi suficient de buni. În sine, acesta poate să nu fie un lucru atât de rău. Un grad rezonabil de inferioritate ne va face să încercăm și să muncim din greu pentru a ne îmbunătăți și crește. Cu toate acestea, atunci când oamenii încep să-și folosească inferioritatea ca scuză, inferioritatea sănătoasă poate deveni un complex de inferioritate, care devine un motiv pentru a abandona eforturile noastre de a ne îmbunătăți. Îți amintești starea pe care o are tânărul mai devreme? El ar pune vina pentru eșec pe condiții externe. Oameni precum tânărul nostru ar putea spune nu sunt arătos, așa că nu pot să mă căsătoresc. Sau nu sunt bine educat, așa că nu pot reuși. Cu astfel de mentalitate, oamenii nu se vor deranja să depună niciun efort real sau să-și sacrifice confortul pentru a aduce schimbarea. Le lipsește curajul de a face orice pentru a-și transforma sau îmbunătăți viața, și folosesc inferioritatea ca scuză. A fi inferior devine o justificare pentru a nu schimba nimic. Care este a doua consecință nedorită a căutării de a fi superior celorlalți? Este o stare mentală specială. Adler o numește căutarea superiorității ușoare înseamnă că oamenii se așteaptă la o existență privilegiată fără a dori să depună efort pentru a o atinge. Este asociată cu căutarea atenției și cu comportamentele problematice folosite pentru a atrage atenția altor oameni. Tinerii care chiulesc de la școală, beau și fumează și chiar persoana pe care am menționat-o mai devreme, care a refuzat să-și părăsească camera, exemplifică ce înseamnă a atrage atenția și a te angaja în această căutare a superiorității ușoare. Dacă putem scăpa de influența complexului de inferioritate și căutarea superiorității ușoare, se întreabă tânărul, nu înseamnă asta că trebuie să părăsim o viață care nu este spectaculoasă și specială așa cum ne-am dorit-o? Sună atât de descurajator? se întreabă filozoful. Pentru a-i clarifica confuzia. Filozoful introduce ceea ce Adler încurajează pe toată lumea să posede curajul de a fi normal. De multe ori ne este greu să acceptăm să fim normali. Asta doar pentru că am confundat a fi normal cu a fi incapabil. În realitate, nu e cazul. Să presupunem că ne comparăm viața cu urcarea unui munte. Scopul final este atingerea vârfului muntelui. Acolo vrem să fim atunci când suntem fixați pe dorința de excelență pentru întreaga noastră viață. Majoritatea zilelor noastre vor fi irosite în călătoria lungă pentru a ajunge la vârf, deoarece viața reală începe abia după ce am ajuns la vârf. Tot timpul și efortul petrecut înainte de acest punct sunt diluate. Doar un eu ambițios este cel care face acea urcare. Multe zile petrecute urcându-se. Sunt zile vesele de viață provizorie. Ceea ce este și mai tragic din acest punct de vedere, și totuși tipic, este că mulți nu reușesc în cele din urmă să atingă vârful acelui munte. Multe vieți se termină pe drum. Dacă adoptăm o viziune asupra vieții care neagă normalitatea și se concentrează doar pe excelență, viața noastră devine ca o linie dreaptă verticală, iar sensul vieții noastre este concentrat pe un singur punct. În schimb, dacă putem avea curajul să fim normali, obișnuiți, viața noastră va deveni plăcută. Ne vom simți în largul nostru când trăim momentul, și astfel, semnificația vieții noastre constă în fiecare aspect al procesului său, nu în punctul final. Asta pentru că, în concepția lui Adler, viața este o serie de puncte. Fiecare punct este un moment, iar viața poate compromite nenumărate cazuri de acum. Putem alege să trăim doar aici și acum. Conform acestei abordări, dacă, de exemplu, ești violonist, tot ce trebuie să faci este să te uiți la partitura din fața ta, pe fiecare notă și măsură în această piesă muzicală specială. Singurul lucru important pe lumea asta este dansul arcușului pe corzi. Dacă dansezi continuu prin viață în acest fel, într-o zi s-ar putea să realizezi brusc că ai devenit un mare violonist. Având îndemânarea și finețea la care ai visat. Considerând procesul ca sfârșit, ajungi la vârful acelui munte dorit. Dacă nu ai ajuns niciodată talentul de top, asta nu înseamnă că viața este un eșec. În acest proces, nimic nu se pierde niciodată. Citez: Tânărul Raționamentul dumneavoastră nu numai că neagă posibilitatea de a face planuri în viață, ajunge chiar să nege efortul implicat. Să luăm, de exemplu, viața unei persoane care, încă din copilărie, a visat să devină violonist, cum ați spus dumneavoastră. Și într-un final, după ani de pregătire riguroasă, a reușit să devină un membru activ într-o orchestră celebră. Sau, să nu luăm exemplu dumneavoastră, Hai să luăm uh, un alt exemplu, o viață de studii temeinice care duc cu succes la promovarea examenului de barou și într-un final la meseria de avocat. Niciuna dintre aceste vieți nu ar fi posibilă fără obiective și planuri. Filozoful. Deci, cu alte cuvinte, la fel cum alpiniștii țintesc să ajungă în vârful muntelui, la fel au perseverat și ei în drumul lor. Tânărul. Desigur, filozoful. Dar... Oare așa să fie? Nu crezi că acești oameni au trăit fiecare clipă din viața lor în prezent? Cu alte cuvinte, în loc să trăiască o viață în drum spre, ei trăiesc mereu clipa aici și acum. De exemplu, cel care a visat să devină violonist a studiat mereu partituri muzicale și s-a concentrat asupra fiecareia în parte, asupra fiecarei măsuri și a fiecarei note. Tânărul, își vor atinge obiectivele în acest fel? Gândește-te în felul următor: Viața este formată dintr-o serie de momente pe care le trăim ca și cum am dansa, chiar acum, rotindu-ne în jurul fiecărei clipe care trece, iar când privim în jur, realizăm că am ajuns foarte departe. Printre cei care au dansat după sunetul viorii, unii aleg să urmeze drumul în continuare și ajung muzicieni profesioniști. Cei care au urmat drumul baroului au devenit avocați. Iar printre cei care au ales să urmeze drumul scriitorii, sunt unii care devin scriitori. Desigur, se mai întâmplă ca unii să ajungă în locuri complet diferite. Dar, niciuna dintre aceste vieți nu se sfârșește în drum spre. E suficient să-și găsească împlinirea în dansul de aici și acum. Tânărul, e suficient dacă putem dansa aici și acum? Filozoful, da. În cazul dansului, scopul este însuși dansul și nimeni nu e preocupat să ajungă undeva, însă pe unii îi poate purta departe. Dansul nu te ține pe loc, însă nu are nicio destinație. Tânărul, o viață fără destinație, Pii. cine a mai auzit așa ceva? Cine ar accepta o viață atât de nesigură care se îndreaptă în ce direcție bate vântul? Filozoful, genul de viață despre care vorbești lumea ta când încerci să ajungi la o destinație, poate fi numită viață cinetică, dinamică. Din contră, viața prin dans despre care vorbesc eu, ar putea fi numită viață energia, adică stare activă, reală, tânărul, cinetică, energia, filozoful. Să facem referire la o explicație dată de Aristotel. Mișcarea obișnuită denumită Kinesis, are un punct de pornire și un punct final. Mișcarea de la punctul de pornire până la cel final este optimă dacă se desfășoară eficient și cât mai repede cu putință. Dacă poți lua trenul expres, nu are rost să mergi cu personalul care oprește în fiecare stație. Tânărul. Uh, cu alte cuvinte, dacă destinația ta este să devii avocat, cel mai bine este să ajungi acolo cât mai repede și eficient. Filozoful. Da. Iar drumul ales pentru a ajunge la acea destinație. Este incomplet. Adică scopul individului nu a fost încă atins. Aceasta este viața cinetică. Tânărul, deoarece se află la jumătatea drumului? Filozoful, exact. Pe de altă parte, energia este tipul de mișcare în care ceea ce am realizat acum este ceea ce s-a format deja. Tânărul, ceea ce am realizat acum este ceea ce s-a format deja. Filozoful, poate fi percepută și ca o mișcare în care procesul însuși este gândit ca rezultat. Dansul este astfel, la fel și o călătorie. Tânărul, nu mai înțeleg nimic, ce legătură are călătoria? Filozoful, ce fel de scop există în actul de a pleca într-o călătorie? Să presupunem că mergi în excursie în Egipt a încerca să ajungi la piramide cât se poate de repede și eficient, pentru ca apoi să pleci direct acasă pe drumul cel mai scurt. Asta nu se poate numi călătorie. Călătoria ar trebui să înceapă în clipa în care pășești afară din casă și toate momentele din drumul tău către destinație ar trebui să fie o călătorie. Desigur, anumite circunstanțe te-ar putea împiedica să ajungi la piramide, dar asta nu înseamnă că nu ai mers în călătorie. Aceasta este viața în, în gândirea lui Adler, viața adevărată este aici și acum. Sensul vieții nu se găsește nici în trecut, nici în viitor. În mod similar, nu ar trebui să căutăm să ne exonerăm pe noi înșine, mustrându-ne pentru oportunitățile ratate sau îngrijorându-ne de obstacolele viitoare. Singurul lucru pe care ar trebui să-l facem este să trăim în prezent și să ne concentrăm în întregime pe aici. Și acum, filozoful îi spune tânărului că așa ar trebui să trăiască oamenii. În concluzie, dorința umană universală este căutarea excelenței. Dorința de îmbunătățire către un ideal ne motivează să continuăm să ne îmbunătățim. Acest lucru poate avea și aspecte negative. Două consecințe nedorite sunt un complex de inferioritate și căutarea unei superiorități facile. Niciuna dintre acestea nu este productivă sau utilă. Adler ne încurajează să avem curajul să ne îmbrățișăm normalitatea și să ne concentrăm doar pe ceea ce este prezent. El susține că trăim o viață plină în aici și acum. Capitolul 7 Cele cinci nopți au luat sfârșit și am asistat la uh, cinci conversații care ne-au îndemnat să avem curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Pe parcursul acestor nopți am explorat subiecte despre schimbare, comparație, libertate, fericire și normalitate. A venit momentul să tragem o concluzie. V-ați dat seama, acest capitol este o concluzie a celorlalte. Tânărul care îmbrățișează etiologia lui Freud consideră că nefericirea prezentă derivă din traume trecute. Oamenii își pot folosi incapacitatea de a schimba lucruri care s-au întâmplat cu mult timp în urmă, probabil în copilărie, pentru a justifica menținerea stării de fapt a vieții lor. Cu toate acestea, urmând exemplul lui Adler, filozoful apără un punct de vedere alternativ. Adler susține că nefericirea prezentă rezultă din alegerile pe care le facem în prezent și, atâta timp cât avem obiectul potrivit, putem face schimbări eficiente. Mai mult, pentru Adler, toate necazurile noastre provin din relațiile interpersonale. Ne simțim supărați fie pentru că ceilalți se amestecă în ceea ce facem și ne critică performanța, fie pentru că noi ne amestecăm în treburile altor oameni. Pentru a scăpa de cătușele relațiilor interpersonale și pentru a obține libertatea, trebuie mai întâi să ne menținem sarcinile personale departe de cele ale altor persoane și în acest fel să nu ne bazăm pe așteptările altora. Când ne străduim doar să ne urmăm propria cale, fără a-i judeca meritele în raport cu ceea ce ar putea face alți oameni, efectul este de a transforma relațiile verticale, destructive, competitive și ierarhice în relații orizontale, egale și productive. În acest fel ne vom elibera de potențiala oprimare a relațiilor noastre interpersonale. Ok, dar cum rămâne cu fericirea? Potrivit lui Adler, fericirea derivă din sentimentul de a aduce o contribuție față de ceilalți. Pentru a ajunge la fericire, trebuie să ne transformăm interesul propriu într-un interes social. Trebuie să obținem autoacceptarea și să avem încredere în ceilalți. Atunci când contribuim pentru ceilalți și ajutăm la construirea unei societăți mai mari, simțim că suntem de valoare, și a fi de valoare ne dă un sentiment de fericire. În cele din urmă, Adler ne spune că ar trebui să trăim în prezent. El ne încurajează să găsim curajul, să ne acceptăm normalitatea și să o apreciem, să ne concentrăm asupra condiției noastre prezente și să o prețuim și să trăim fiecare moment pe deplin în aici și acum. Am ajuns la finalul cărții, și sper că ne simțim cu toții un pic mai luminați și că am adăugat încă o unealtă necesară pentru a ne fi mai ușor în această junglă din jurul nostru, care pare să ne sufoce din când în când. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și dacă v-a plăcut, vă rog să apăsați butonul de subscribe. Acest lucru nu vă obligă la nimic, nu vă costă nimic. Aveți în schimb un câștig imediat. Recunoștința și zâmbetul meu de bucurie și de împlinire că am avut o mică contribuție către voi.